În vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de dânsii. Și a tămăduit pe toți bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, s-a apropiat de dânsul ucenicii și a zis: locul acesta este pustiu și iată e târziu. Deci de drumul învățătorul mulțimilor ca să se ducă în sat și să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă. Dați-le voi să mănânce. Însă ei i-au spus: nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci Domnul a zis: aduceți-le la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și 2 pești a ridicat ochii spre cer și a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fermituri 12 coșuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus i-a silit pe ucenicii săi să intre în curabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va